Bine v-am regăsit. O să fac un tutorial astăzi despre cum putem realiza o înșurubare aproape perfectă cu accesoriile potrivite. Cred că fiecare dintre voi ați înșurubat la un moment dat un holșurub undeva într-o bucată de lemn și ați constatat că acel lemn s-a crăpat, mai ales dacă ați efectuat înșurubarea undeva într-o margine sau dacă lemnul era foarte subțire în comparație cu grosimea holșurubului respectiv. Asta se întâmplă pentru că atât holșurubul cât și cuiul acționează ca un fel de pană în fibra lemnului, făcându-l să crape. Repet, dacă holșurubul este prea gros față de dimensiunea lemnului, cu siguranță acesta va crăpa. O să încerc să fac și o demonstrație într-o șipcă de acest gen. Are 3 centimetri și jumătate pe 1 centimetru. Haideți să înșurubăm un holșurub cu diametrul de 3 și o lungime de 3. O să încercăm să efectuăm această înșurubare undeva aici, într-o parte. Să vedem dacă o să reușesc să crap lemnul. Exact ce vă spuneam. Acest lucru se întâmplă atunci când diametrul șurubului este destul de gros față de bucata de lemn pe care încercăm să o prindem undeva. Pentru a preîntâmpina astfel de situații, de regulă se face o pregăurire înainte de înșurubare, adică va trebui să dați cu un spiral o gaură. Spiralul, bineînțeles, trebuie să fie cu un diametru mai mic decât cel pe care îl are holșurubul dumneavoastră. Veți da o gaură în lemn și atunci holșurubul nu o să mai crape șipca. De regulă, lucrul ăsta se face prin două posibilități. Fie lucrați cu o singură mașină și stați de fiecare dată să introduceți spiralul, scoateți spiralul, băgați bitul și tot așa, sau puteți să lucrați cu două mașini deodată, cu una să faceți pregăurirea și cu cealaltă să executați înșurubarea, însă ambele variante sunt destul de obositoare și nu știu câți dintre voi preferați să tot schimbați când bitul, când holșurubul, sau să țineți după voi în permanență două mașini, așa cum am făcut eu când am prins lambriul la mansardă. Și atunci Wolfcraft vine cu o soluție foarte ingenioasă, dacă mă întrebați pe mine. Acesta este setul Flip Bit Starset. Starset pentru că mai este o variantă unde găsiți mai multe accesorii în cutie. Asta este varianta simplă. A făcut David de la Technic Tools un tutorial foarte, foarte bun. O să vă apară link undeva în dreapta ecranului și vă invit să intrați să-l vedeți pentru că prezentarea este foarte bună. Eu, în schimb, am setul simplu, Starset. Haideți să vă arăt și ce piese conține, este desfăcut bineînțeles, l-am băgat doar ca să vedeți cum arată. Asta este piesa principală din set, arată exact ca o tulumbă, are și o gaură acolo în interior. Este piesa care vine montată în mandrina mașinii și stă fixă. Pe urmă avem a doua piesă, arată exact în felul ăsta. Observați că are o parte mai lungă în dreapta, o parte mai scurtă în stânga. În partea dreaptă vine introdus bitul. Ei oferă acest Torx T25, dar puteți să folosiți, bineînțeles, și alte bituri în funcție de holșurubul pe care vreți să-l înșurubați. Iar aici, în această parte, este un cap zencuitor cu un spiral. Spiralul este de 3. Mai este o cheie imbus. Ce puteți face cu acest imbus? Odată puteți să desfaceți partea cu capul zencuitor. Puteți să-l scoateți de acolo. A doua posibilitate este să scoateți spiralul de 3. Puteți ori să-l înlocuiți, ori să îl faceți să fie mai scurt, mai lung, în funcție de cât adânc aveți nevoie să faceți pregăurirea. În cazul meu o să-l las cumva așa, un pic mai scurt. Trebuie să menționez faptul că aici, în acest zencuitor, intră spirale de 3 maxim. Și
Așa cum v-am spus, chestia asta intră aici în acest capăt, o să-l fixăm ca să nu ne iasă de acolo atunci când o să retragem zencuitorul din lemn. O să-l strângem foarte bine cu ajutorul acestui imbus. Și aici, așa cum am spus mai devreme, intră bitul nostru. Eu nu o să-l folosesc pe acesta de Torx pentru că demonstrația va fi făcută cu un hol șurub cu cap în PZ2 și atunci o să iau de aici un bit PZ2 pentru hol șurubul meu. Îl am aici în această trusă de la Wolfcraft pe care vi-am prezentat-o într-un clip anterior și o să-l introduc aici. Deci, vedeți, se potrivește orice bit. Mai departe, cum funcționează întreg ansamblul? Ăsta intră aici, vedeți că are și acest canal. Și în momentul când vreau să folosesc capul cu spiral, cu zencuitor pentru pregăurire, o să îl folosim așa. După aceea, ăsta se scoate, se schimbă foarte ușor și efectuăm înșurubarea cu celălalt capăt. Deci, haideți să vă arăt și în mașină ca să vă dați seama cât de ușor este de folosit acest ansamblu. Da, sper că s-a focalizat destul de bine. Și aici pot să vă demonstrez, stați să-l întorc un pic cumva spre voi. Asta se scoate de aici. Efectuăm pregăurirea. L-am scos, l-am întors și pe urmă cu bitul efectuăm înșurubarea. Bun, haideți să facem și o mică demonstrație. Am 3 hol șuruburi aici de 3 mm în diametru pe care vreau să le folosesc pentru a prinde această șipcă de cealaltă și atunci o să folosim sistemul pe care vi l-am prezentat mai devreme. O să facem prima dată 3 găuri pentru pregăurire. Întoarcem capul, așa cum v-am arătat și mai devreme, și folosim bitul. Așa arată înșurubarea noastră. Vedeți că toate holșuruburile au intrat perfect până la limită. Nu a crăpat nici scândura, nu au rămas nici holșuruburile afară. Toate sunt la linie și asta numesc eu o înșurubare perfectă. Acum, fiindcă tot vorbim despre sisteme de înșurubare, o să profit de acest lucru și o să vă mai prezint încă un accesoriu, tot de la Wolfcraft. Este un prelungitor pentru biți cu magnet și limitator. Ce puteți face cu acest prelungitor? Ei bine, cu ăsta puteți să efectuați înșurubări fără frica de a înșuruba prea adânc holșurubul în materialul respectiv. Are acest inel metalic aici și în momentul în care voi ajungeți cu holșurubul la capăt, ăsta o să vă împiedice să băgați prea adânc holșurubul respectiv. Haideți să vă arăt și cum funcționează. Acest capăt se deșurubează. Aici o să introducem bitul de care avem nevoie, PZ3 în cazul meu. Punem acest capac la loc. Îl înșurubăm bine. Și în cazul nostru limita este asta. Deci vedeți că rămâne afară doar vârful bitului. Dacă tot este foarte mult ieșit, puteți să mai slăbiți un pic. O să-l lăsăm un pic și mai înăuntru, până când o să fim la nivelul holșurubului, da? Deci floarea holșurubului trebuie să atingă acest inel metalic pentru a avea efect. Acum cred că este foarte bine observat și voi. Haideți să încercăm să facem această înșurubare.
Atât. Asta nu ne mai permite să ne ducem mai jos și în felul ăsta ne asigurăm că nu am băgat prea adânc holșurubul respectiv. Așadar, acestea sunt accesoriile de la Wolfcraft pe care voiam să vi le prezint în acest video. Dacă v-a plăcut acest material, lăsați-mi un comentariu jos în secțiunea de comentarii. Noi o să ne reauzim la clipul următor. Până atunci, vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine! Thank you.